Rețin până mâine bancul ăsta, dar îl dau astăzi, apropo de trupe care s-au desfințat. L-am sunat ieri pe prietenul nostru Mihai Sturzu, l-am întrebat dacă pot să zic bancul ăsta pe post. N-a fost foarte de acord, dar eu oricum îl zic. De ce Mihai Sturzu, de la fosta trupă Haikyuu, a ales să fie pilot pe o cursă low cost? Știi că e pilot și a ales să lucreze pentru o cursă, pentru o companie low cost. Poftim? Dar Mărginea nu știu că e pilot. Nu, e și Sturzu. Deci de ce Mihai Sturzu a ales să fie pilot pe o cursă low cost? Știți? Pentru că era dor să audă aplauze. Bună, rău de tot. Bum, l-am sunat, da. Zic, pot să zic bancul ăsta? Dar nu se mai aplaudă, cred, în 2018 nu se mai aplaudă. Ce vorbește? Dar de ce s-a aplaudat aterizarea? Dar s-a aplaudat pe un Lufthansa, dănuță, stai liniștit, vezi de treabă. Dar de ce mai aplaudăm? N-am murit, nu știu, niciodată. Vorbim serios, da. De ce ori aplaudăm? Păi, da, de ce atunci când ajungi la destinație, când să trăiască, domn șofer, să trăiască, domn șofer? Cine mai cântă? Noi cu formația vocal-instrumentală Lidia Buble. Bine, cumva e oblig să cânte și așa fals cum cânt eu. Da.